Salut! Înainte să înceapă acest episod, aș vrea să-i fac o promovare lui XShadowMLG. Tipul, vedeți și voi, are 152 de abonați în momentul de față și postează videoclipuri cu Clash Royale, cu Minecraft, are serii de Minecraft, are serii de CSGO, vedeți și voi, are și niște videoclipuri mai diferite, de exemplu, top 8 YouTuber român sub 100.000 de abonați, ceea ce cred că e interesant și aș vrea să-l văd. Sau Maxif Universe și Rafael, 1.000.000 de abonați. Promovarea costă 5 euro, vedeți și voi acolo în stânga. Eu vă invit să treceți pe la canalul lui, fraților, și hai să trecem și noi la episodul nostru. Bun. Acum că am făcut această promovare, vreau să vorbim un pic și despre promovări, pentru că, practic, da, încep să fac promovări. Și hai să intrăm și noi pe un meci de Survival Games, pentru că și despre asta este videoclipul nostru de astăzi. Nu uitați, fraților, să apăsați voi butonul de like. M-a băgat, nu? Da. Dacă mai vreți episoade în continuare, de Survival Games, dacă vrei să susțin seria, strângem și noi peste 200 de like-uri, dacă se poate, vă rog eu mult de tot, click that like button, don't forget that shit, we're pretty close. Suntem așa de aproape de 30.000 de abonați, de aia zic că vreau să apăsați pe butonul de like. Bun, acum că am vorbit chestia asta, vreau să vă spun despre promovări. Ele costă 5 euro, vedeți și voi, sunt niște promovări bine făcute, arăt canalul omului și mi se pare că 5 euro pentru suma de aproape de 30.000 de abonați, plus că eu am și un canal cu 150.000 de abonați, sunt niște promovări foarte ieftine și am lag. Da, ok, să sperăm că nu o să avem. Jucăm pe Avaricia, stați așa să mai mișu un pic ăsta, că o să mă mut un pic spre departe de... Vedem, să sperăm că nu v-am disturbat urechile cu această mutare. Alex Alvarez, filmezi? Nu. Da, hai să-i zic, da. Lasă, hai, acum apare și el în video, ce să zic. M-a văzut, m-a prins, a zis că filmez. N-am prins decât o ciupă. Bă, deci de ce iau mereu, ce-i prost? Eu iau prima oară, ce-i, pe fapt, iau ce-mi prind, ce-mi vine la mână, nu iau ce-i prost, da? Da. Am luat pepenele, bă. Ok, hai să vedem dacă putem să facem noi ceva în, în meciul de astăzi. Ne jucăm pe mk.spainpvp.com. E un server interesant, e un server interesant. Am primit, nu mai știu, mi-a dat cineva. Și azi să-l încerc și o să filmez pe el. Și ok, aici încerc și n-aș vrea să-l ratez, pentru că știți și voi că avem nevoie de o sabie cât mai repede pentru a putea rămâne în viață cât mai mult în acest match brain. Să sperăm că e tot ok. Da, și nu știu ce alt câtele episode sâgâie ăsta. Vino, veni la mine, te rog. Zim că n-ai treabă încoace, că eu am treabă și... Nu vreau să ne intersectăm. Nu. N-ai treabă. Crede-mă pe mine, boss. N-ai treabă încoace. Nu, deci nu cred. Nu găsesc sabie. Și tipul ăsta vine la mine, sunt sigur, nu-i așa? You gotta be kidding me. Nu mai vine? Măcar nu mai vine el. Pentru că eu oricum sabie, deși voi că nu găsesc, deci... Deci e nașpa pentru mine dacă vine cineva sau ceva. Să sperăm că nu o să mă întâlnesc cu nimeni, pentru că vedeți și voi, săbile mă ocolesc. Măcar am... Oh, am săgeți și săgeți și pot să dau cu săgeți în ei. Da, de fapt, e ok că am săgețile, dar nu te poți baza pe săgeți, îți trebuie și o sabie. Cu toate că e bine, pentru că știți că eu mă bat bine cu săgețile. Adică, nu știu dacă ar trebui să știți chestia asta, eu zic că ar trebui. Bun, hai că am găsit și noi o armă, în sfârșit avem o sabie de lemn, să sperăm că o să fie tot ok. Și aici, bine, și niște mâncărică. Bine, aș putea totuși în scurt timp să-mi fac și eu, dacă aș vrea. Mamă, deja se duc toți playerii, iar eu n-am apucat să bat pe absolut nimeni. Și nu mă supără chestia asta, adică, deja aș fi supărat că o să câștig mai repede și n-am avut nevoie de foarte, foarte multe forțe. Pare că e cineva acolo și aș vrea să mă lupt cu el, poate e slab. Da, are armură bună. Vine încoa. GG, era low de tot, omul. Și mi-a dat sabie bună, deci eu sunt happy. Păcat că n-avea și el o caschetă sau ceva. Mă rog. Și acum am foarte, foarte multe săgeți în schimb, ceea ce e foarte fain. Aș putea totuși să-mi las itemele proaste în chestul ăsta, cum ar fi astea. Așa, foarte multe fishing rod-uri, foarte multe arcuri. Lasă prostiile în chestul ăsta, pentru că probabil nu o să mai vină nimeni aici. Și iteme, nice. De fapt, e cam tot ceea ce aveam și nu prea mă ajută. Dar, o mănâncă deasupra. Dar e ok. E ok. Să sperăm că vă place și vouă în continuare seria de Survival Games, pentru că mi-aduce așa, îmi strănește foarte multe amintiri când mă joc Survival Games. Am foarte, foarte multe amintiri când mă joc Survival Games și toate sunt datorită seriilor vechi de Survival Games, ale youtuberilor vechi. Eu atunci pe vremea nu prea făceam, nu făceam deloc YouTube și cineva? Nu. Și doar mă uitam, dar îmi doream să fac și din păcate nu făceam. Da, e ok. Măcar acum fac și da. Da, îl batem pe Mercan Maske. Ești gata să mor, frate?
Bun. L-am bătut pe Mertcan maschie. Se pare că avem și un ping foarte, foarte bun astăzi, deci ne mișcăm bine. Uite tipul acolo. Să mă să-l bat. Sunt doi, sunt echipă, nu-i așa? Așa, îmi spăl eu hainele. Așa, îmi spăl eu hainele. Ghiciți ce o să fac Alex acum? Edit șmecher. Și începe deathmatch-ul, băieți. Oh my goodness, doamne, ce bine am putut să joc. Doamne, ce bine am putut să joc. Mergem, repede, sabie de diamant, avem timp? Credeți că avem timp? Credeți? Cred că am. Eu cred că am, dacă mă miști repede. Bine, bun. Hai să vedem dacă ne iese. Hai să vedem. 1 contra fucking 1. Deci ăsta este primul meci al zilei. Vă jur, ăsta este primul fucking meci al zilei. Deci hai să vedem dacă ne iese. Mă rog, n-a să de lumea pot. Ok. Deci meciul acesta durează de fucking 6 minute, ok? De 6 minute. Este un meci extraordinar de scurt, dar este un meci care până acum s-a dovedit a fi un meci frumos. Un meci cu talent. Hai mă, vino. Te bați cu mine sau nu? Una. Predict. Sau sal, cred că nu. Cred că nu-i dăm predict astăzi. Dar nu-i problemă, încercăm așa. Ah, ce fă mă, te străfulgeră? Nici o șansă, bro. Easy peasy lemon squeezy. Alex Silvares has won the survival games. Ce frumos, meci frumos, da. Sper să vă a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi, frate, să apăsați butonul de like. Să zicem noi cât mai multe like-uri la acest episod pentru acest kill frumos. A fost un meci chiar frumos, chiar dacă a fost scurt, a fost un meci bun. Da, eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare.